Municipiul Târgu Jiu nu are în acest moment, ca orice alt oraș civilizat din țară, un plan urbanistic general. Acest lucru împiedică viitorii investitorii să-și aducă afacerile la Târgu Jiu. Reprezentanții primăriei lucrează la acest proiect de ani întregi, însă nu a fost finalizat nici până în prezent. Licitația pentru realizarea planului urbanistic general a fost câștigată de o firmă care a intrat în insolvență. Marcel Romanescu face parte din Comisia de Urbanism la nivelul primăriei Târgu Jiu. El a explicat că PUG-ul este departe de a fi realizat. După părerea mea, vor mai trece încă 4 ani de zile și Târgu Jiu nu va avea un plan urbanistic general și vă spun care este motivul meu, mai ales văzând acum ce se întâmplă în teritoriu. Este mult mai bine să te miști pe ape tulburi, da? În momentul în care avea un plan urbanistic general care scoate în evidență exact și nivelul de înălțime și modul în care trebuie să construiești, nu mai rămâi la dispoziția angajatului din primăria Târgu Jiu. Atunci lucrurile sunt clare. Vine cetățeanul, dacă are dreptate îi se dă negație, dacă nu are dreptate la fel, dacă are dreptate îi se dă afirmativ răspunsul, dacă nu îi se dă negație și lucrurile se rezolvă. Nu se vor rezolva, părerea mea și văzând cum se mișcă lucrurile, nu se vor rezolva în următorii 4 ani de zile, nu se va rezolva această problemă. Când va fi construit bugetul pe anul viitor, consilierii liberali vor solicita alocarea unei sume pentru realizarea PUG-ului. Deputatul Vasile Popeangă susține că la mijloc sunt anumite interese. E un act normativ legal pe care dacă îl încalci poți să ai răspunderi, inclusiv penale. Și atunci, neavând aprobat acest plan urbanist, de asta în foarte multe localități din țară, municipii din țară se întâmplă lucrurile. Acolo unde se dorește, unde s-a dorit, s-au făcut aceste. Eu discut cu colegi din țară și sunt multe situații ca la Târgu Jiu. Așa că, în continuare, se va construi haotic în Târgu Jiu. Pe planul urbanistic general nu mai poți face ceea ce se întâmplă astăzi în Târgu Jiu. Să construiești acolo unde vrei tu, da? Acolo lucrurile sunt foarte bine clarificate și sunt identificate foarte bine monumentele istorice, sunt identificate foarte bine construcțiile care ar trebui să fie reabilitate. Atâta timp cât nu există lege și nu este nimic reglementat, întotdeauna lucrurile rămân la dispoziția unui angajat sau unui conducător vremelnic. Acum, cine vrea să investească în municipiul Târgu Jiu sau cine vrea să construiască o casă aici, se poate ghida după planurile urbanistice zonale, lucru pe care îl fac tot mai mulți investitori din lipsa de variante. Un exemplu concret este o familie din Târgu Jiu care se chinuiește să obțină un certificat urbanistic de la primărie, însă nu a reușit. Terenul se află la mai puțin de 1000 de metri distanță de ferma avicola, iar din acest motiv, primăria nu dă oamenilor aviz favorabil să-și facă o casă în zonă. Asta în condițiile în care la avicola nu mai este nicio pasăre, societatea fiind în insolvență. Dar ordinul Ministrului Sănătății este foarte clar. Se referă la ferme. Dacă ferma aia de acum încolo se va demola peste 100 de ani, că poți o țină ca un schelet metalic, da? Ce faci? Nu mai poți construi pentru că cineva ține o fermă în picioare și la un moment dat toți cetățenii de acolo în preajma fermei nu mai pot să construiască? Da, se referă foarte clar la capacitate de 5.000 de păsări. Păi, dacă consul din companie, care e societatea care lichidează acea societate, i-a dat că nu mai există păsări, despre ce mai discutăm? Din 2009 se lucrează fără succes la realizarea planului urbanistic general al municipiului Târgu Jiu.